Salve de și bun venit la un nou episod din Farming Simulator 19, mod showcase pe barbă neagră. În episodul de astăzi vreau să vă arăt o hartă. Nu este foarte nouă, dar este relativ interesantă pentru că are o chestie pe care nu o mai are nicio altă hartă și anume struguri. Este vorba de Ischia Farm, așa se numește, evident că aveți linkul în descriere dacă vreți să o încercați și o să intrăm un puțin ten în terenia și să o revizuim. În față avem o parcare, sunt eu acum în port, în partea asta de jos de aici. Harta arată în mare fel și avem jumătate din hartă uh, pregătită pentru agricultură, unde vedeți voi rândurile astea, astea sunt de fapt rânduri de viță de vie. Și în partea de sus este o mare, mare porțiune de forestry, dacă vreți să vă băgați și în forestry. Deci mi se pare foarte, foarte interesantă la capitolul ăsta. Plus de alta, terenurile sunt făcute pentru a fi unite. Din nou, încă un aspect interesant, este o hartă bine făcută și nu vine singură. Vine cu câteva moduri, pe lângă că vine cu o semănătoare care plantează struguri, vine și cu o combină care îi recoltează. Este vorba despre acest New Holland Broad 9050L și fiți atenți pe pagina de descărcare, este pe site-ul oficial, link în descriere și vedeți jos moduri necesare. Sunt 3 la număr, în față avem decât două dintre ele, nu avem și semănătoarea semănătoarea este fix, arată așa dar n-am mai băgat-o eu stai așa, deci dacă dăm la Forestry, arată fix ca asta e un planter practic de copaci doar că pune viță de vie așa, și asta este o remorcă care colectează strugurii și asta o combină care evident îi recoltează băgându-i pe aici fix prin mijloc. Pe aici se bagă șirul de struguri. Hai să vă arăt și cum arată un șir de de struguri și după aia mergem un pic să luăm la trântă harta. E, Cam așa arată. Ăștia sunt struguri albi și în meniu putem vedea că sunt mai multe tipuri de struguri. Avem red grape și white grape. Avem struguri roșii și albi. Avem alfalfa, asta pe lângă, evident, culturile standard din joc. Avem alfalfa, avem struguri roșii, struguri albi. Avem, uite, avem măsline, avem almond, gen alune, șorgumul ăsta, n-am ce este și avem și Păstăi de proteină. Nici asta nu am mai făcut până acum. Foarte tare. Deci avem o hartă care ne permite niște culturi noi și uh, niște culturi foarte interesante. Uh, din câte știu este singura hartă care suportă cultura asta de struguri. Celelalte le-au cumva plantate dinainte, dar nu ai... Uh, cum să zic că nu vin cu o combină specială pentru recoltare și așa mai departe. Nu știu sigur dacă a mai fost preluată ideea asta cu struguri în alte hărți, dar pe aici și afară m-a apărut prima și prima dată. Uite, avem aici chiar niște crame, cred că, cred că crame sunt astea aici. A? Wow, foarte mulți paleți puși deoparte, ăsta-i vin? Posibil! Ischia, dar nu văd mai departe Să-mi să dau seama ce, ce scrie Așa și cum ăla era un teren De struguri albi, ăsta este un teren de struguri roșii Putem să intrăm prin ei Se pare că da și se și culcă Ce tare, deci ni și spune, da, reddit harvest Foarte, foarte mișto și venim aici, băgăm rândul ăsta sub combină, în mijlocul ei și am recoltat. Din câte știu nu funcționează cu lucrător automat, dar cred că îți poți pune foarte ușor niște rute cu CoreS play-ul. Faci tu odată rutele și după aia... Mai departe, dai doar replay, replay și o să funcționește. Bun, hai să luăm și un picuț aici de la Somil, pentru că pe mine mă interesează mult și partea asta cu forestry -ul, eu fiind un împătimit al forestry -ului. Observ finalul hărții care nu mă încântă extraordinar, dar ce vă pot spune e că eu am mai testat harta asta în, în trecut și știu că este foarte optimizată. Are un FPS extraordinar pe oriunde te uiți. Bineînțeles, odată ce adaugi multe utilaje, FPS-ul ăla se duce, dar nu este o hartă extraordinar de complicată sau bogat-decorată, astfel încât să-ți uh, strice FPS-ul. Așa că dacă aveți calculatoare mai slăbuțe, medii, o să vă meargă harta asta foarte, foarte bine. Se pare că nici la Lamborghini nu avem foarte multe decorații. Avem o suprafață foarte mare, goală chiar. Uh, punctul de vânzare, unde-l avem pe ăsta? Cumva cred că pe aici ar trebui să fie punctul de vânzare. Ia să vedem. Și avem peretele mare. Uh, nu văd punctul de vânzare la Somil. Mie mi-arată că e în față. O fie asta Tot? Dar nu-mi dau seama de, de punctul de vânzare. A, ah, uite, asta este punctul de vânzare. Gata, l-am văzut. Deci în partea asta de jos. Unde vedeți această cutie cu portocaliu. Asta. Și ăsta este un colț al ei. Gata, i-am dat de cap, măi. Se pare că nu este marcat. Trebuie cumva să vii și să-ți dai seama. În regulă, bine Așa, hai să mergem un pic prin pădure Să vedem care-i treaba pe acolo Și o să o iau de aici Hai să plecăm de la Biogas Plan și așa Mai testăm și partea asta cu Biogas Avem drum special în pădure După care mergem la Somil Avem două, da, mi s-a părut mie ciudat Zic, bă, sunt două Somiluri, se pare că da În regulă Aici la Biogas se pare că avem uh, Unu, unul, două, oh, ok Avem numai buncăre de-astea închise la un capăt da, cu asta e și bine e și rău. Uh, tipul ăsta de bunker e foarte dificil la platizare, pentru că trebuie să treci în față și nu ai mult loc în față și nu poți să treci. Deci uh, da, dar e bun și că poți să-l pui cu corsul. poți să-l faci automatizat. Așa și vindem aici, deci o să ne trebească o cupă mare sau deci clar unui loader sau punem o rampă și asta o să mai funcționeze. Bun, hai să intrăm și noi în pădure. Pădurea este foarte rarificată rarificată, rarifica, rarificată, rarificată, cred că se zice. Chiar dacă o vedeți voi pe jumătate din harta, asta nu înseamnă că FPS-ul nostru s-a dus. După cum bine vedeți, se menține la 60 și sunt orientat fix spre pădure. De ce? Pentru că numărul copacilor nu este chiar foarte mare. Nu sunt extraordinar de deși plantați. Avem distanțe foarte mari între copaci și pe peste tot numai iarbă de asta colorată. Ceea ce pe mine mă încântă foarte mult și îmi place teribil. Ia să vedem aici. O să iau drumul principal. Care ar trebui să fie? asta. Ala e. Deci avem drum, se pare, asfaltat prin pădure. Și de la el se ramifică, în dreapta și în stânga, alte cărări de pământ. Ok. Destul de simplu conceput. Evident, ce e simplu, funcționează și bine. Foarte, foarte mare distanța între copaci. Deci aici, clar, o să trebuiască să mergi ceva cu ponse scorpionul. Pentru că... Nu sugerez altceva în afară de Ponce Scorpion. Hai să vedem aici că deja încep dealurile și am ajuns la Somil. Să vedem și cum arată. Avem un drum care duce fix la Somil. Adică ăsta intră. Și se pare că avem și o zonă de întoarcere sau nu? Da, avem o zonă de întoarcere, deci ce e un fel de giratoriu, venim pe partea asta și am întors. Da, aici abonesc din nou este nemarcată, dar dacă facem trucul ăsta putem să vedem că suntem în cutia de vânzare. Putem să vedem colțurile aici, da? Deci cutia pe care o vedeți cu portocaliu este cea cu uh, triggerul. Bun, dăm acolo, vindem. Bă, e interesantă și așa treaba asta, cum că știi zona și nu este marcată neapărat. Odată ce te obișnuiești, bineînțeles, dar trebuie neapărat să ai consola activată ca să poți să vezi ușor zona și să nu-ți bați prea mult capul, pentru că așa poate deveni frustrant să găsești punctul de vânzare când el nu e marcat. Decorații relativ simple, astea sunt niște plastabile pe care le găsim oricând prin joc, dar din nou vă spun, având decorații simple, păstrăm 60 de FPS-uri chiar și pe sisteme mai slabe. Deci, în regulă pentru cine vrea practicalitate și cantitate și nu vrea să-și bată capul cu lag. Totuși, Mă gândesc că copacii ăștia ar fi mers un pic mai despuși și mai micșorată zona pădurii. Este prima dată când zic că o pădure, într-adevăr, pare a fi prea mare. <laughs> Dar bă, nu este eu că cine a făcut harta a băgat foarte mult efort în partea asta de jos și pe aia s-a trezit cu jumătate din hartă goală și a zis, bă, hai să facem acolo pădure, mi s-a luat, mi s-a luat, facem pădure. Bun, hai să ne mutăm de aici, practic despre asta este pădurea, un teren foarte mare, cu copaci, cu multe, multe flori. Și ușor, ușor în pantă. de pe pe picolo, astfel încât să păstreze gameplay-ul interesant, dar nu să-l fac obositor. Se pare că aici este finalul. Am înțeles. Deci, finalul hărții e aici. Și noi încă mai vedem în față teren construit. În regulă, ajută, ajută. E un final al hărții, nu foarte rău. Deși, fundalul este unul deplorabil, mi se pare că munții aia nu fac justificare hărții, A, sunt o textură, sunt de o textură foarte, foarte slabă și nu-mi plac. Hai să vedem care sunt selling point-urile. Aici avem ranch. Uu, aici avem cai, se pare, un teren... maroc, mă rog, terenurile sunt cam pe orice hartă, nu e nimic deosebit aici. Ok, se pare că avem un gard în construcție și aici putem să ne cumpărăm cai sau ceva, mă gândesc, sau vindem eventual animalele. Ok, este o construcție interesantă. Interesantă Seller Hai să vedem Asta este crama Am mai fost aici Deci aveam un punct de vânzare Vreau să văd dacă putem intra Nu putem intra Fiți atenți Sunt doar de decorație Bă, dacă puteam să intrăm Și ne arătau și niște bidoane de alea Așa cu vin pus Ap! Se pare că la asta a mers Doamne, exact ce am zis Că vreau fix asta am primit What? What? E, asta vreau practic Și aici, de exemplu, pot să vin și cu combina sau cu un tractor să-l să pun, ușa asta. Ba da, mă se deschide și asta, doar că ușile au o textură extraordinar de pixelată pe ele și avem impresia că sunt pur și simplu de decorație, că de obicei construcțiile astea cu textură pixelată, așa sunt doar de decorație. Înseamnă că se deschide mă și asta, nu? Ok, s-a deschis și asta, doar că are un delay. Ok, interesant, îmi place, acum îmi place mai mult Și doar atâta, cred că aici a, Creatorul hărții a omis O oportunitate foarte mare de a decora Și mai mult o cramă O cramă de obicei e plină, plină cu lucruri Faine, lucruri vechi, istorice și așa mai departe Și a... cred că ar fi Fost mult mai interesantă treaba Poate un hambar unde să pui vinul ăsta Și să nu-l ții pur și simplu în, în soare Dar, na, asta este, avem terenurile astea Pe aici pe care le putem recolta Uh, care mi se par foarte mișto, aici avem și drumuri, văd, du-și întors Ok, ok, avem drumulețe, se pare că în jurul terenului avem drum Ok, asta e prima dată când văd pe o hartă ceva de genul ăsta, drumul în jurul terenului E bine de știut și aici avem chiar și semn uh, Ce avem aici? Vini dișia, răsodoc deci Italiano Italiano Ce avem noi aici? A să vedem ce avem aici O să o iau la stânga Mergem pe drum Asta e un teren bun pentru fabricuțe ceva Stai că am greșit terenul E în partea asta Așa Pe hartă sunt dealuri ușoare Relativ plană de harta Dar Na. Aici cred că ar trebui să fie ferma noastră. Dacă începem jocul atunci când și dăm pe New Farmer, atunci o să avem aici plasată ferma. Eu am dat că pe Farm Manager, adică îmi dispar toate construcțiile și mi le fac eu de la zero. Deci aici o avem pusă pe un deal. Ok, asta ne face intrarea și ieșirea un pic dificilă, dar ne obligă cumva să, să folosim intrările astea pe care creatorul le-a făcut special. Se pare că avem chiar foarte, foarte multă iarbă. Deci tipul care a construit Tishia Farm e foarte împotimit iarbă și flori. Că avem foarte multe. Așa, aici avem și un orășel, se pare. Cu aceleași construcții cu care ne-am obișnuit până acum. Și o bancă plutitoare. Ba nu, doar mi s-a părut. Sunt niște case și bineînțeles. Iarba colorată. În draci iarbă colorată. Eu am luat în considerare a Farm ca hartă pentru seria noastră de single player chiar. Mi-a plăcut are mult pentru că este o hartă foarte optimizată. Aici avem un gard, stai așa că mai a atras atenția gardul ăsta. Și ne îndreptăm ușor, ușor către port. Uite, avem și o barcă acolo. Și uh, motivul pentru care nu am ales-o sunt terenurile și decorațiile în general. Mi se pare un pic cam prea, cam prea plată. Wow, zona se mai aminte de GTA... Uh, de care? GTA Vice City sau San Andreas? Nu mai știu exact. Cred că San Andreea să avea tot așa un port. Și uh, fiind prea plat așa, știi, nu dădea foarte bine având o serie foarte mare. Nu mi-a plăcut extraordinar cum, cum, e decorată. Chiar dacă FPS-ul este extraordinar. Deci aici avem un punct de vânzare. Cred că... oh, se pare că asta este marcat. Este primul punct de vânzare marcat? Ba nu, aici... Aici ne încărcăm. Și descărcăm aici. A, în sfârșit, un punct de vânzare. Frumos, 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 marcat. Așa, după cum bine vedeți, sunt așa, gen, mi se par construcțiile pur și simplu plasate. Dar parcă nu au așa o gândire, o noimă, un plan, știi, o idee anume pe care să o urmeze. Până și astea mi se par luate. De exemplu, aici înăuntru, asta e o bordură, dar în mijloc aici ar fi trebuit să fie mai elevat terenul pictat cu altă textură, plasat ceva pe el, pentru că bordura asta trebuie să delimiteze și ceva, nu? Nu poate fi doar așa pur și simplu. Așa că am impresia că lucrurile astea sunt un pic grăbite pe hartă. Asta e parcarea portului și avem foarte, foarte multe mașini acolo. au man, nu știu cum să ajung la ele, stai așa. Aaaa, nu pot, nu pot să sar. Trebuie neapărat să o colesc, dar nu știu pe unde e ieșirea pe aici. Aaaa, cred că am descoperit-o. Nope. N-am descoperit-o, stai mă că am blocat aici, ești nebun? Uh, dar dacă urcăm aici... Uite așa... Gata. Aici, acum am revenit, dar o luăm pe aici pe la stânga. <laughs> Cum fac pașii... Tic, 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 tic. Uh, avem un parcare foarte mare, dar tot așa pentru decorație. Aici cred că ar trebui să mai umble și după cum bine vedeți este o hartă relativ plată. Știu că unii dintre voi preferați niște hărți mai detaliate, dar sunt alții dintre voi care nu preferă o hartă foarte detaliată pentru că se concentrează doar pe agricultură și pe producție. Avem niște decorații frumoșele aici, un giratoriu, are regulă orașul este cum ne-am obișnuit până acum, dar... fratele, fratelo, ci cu atâta iarbă. Clar îl văd pe creatorul hărții că s-a axat foarte mult pe struguri și nu am mai ținut cont și de ce alte detalii. Hai să vedem care e treaba cu rozul ăsta aici și cum e la Animal Dealer. Avem și o benzinărie, Ergo, ok, n-am mai auzit de ea, o fi ceva italienesc, habar nu am. Și aici se pare că avem alune sau ce avem aici? Almond, exact, aici avem alune! Ce tare! Ok, deci astea, culturile cu roz, sunt de fapt culturile de almond. Interesant. Uh, și aici la animale, stai așa că nu ne-am dus la animale. Uop! Avem punct de vânzare, în regulă și practic o construcție simplă, atâta tot, altceva nu mai avem aici. Ok, da, deci punctele de vânzare sunt foarte, foarte precar construite. Doar strictul necesar, baza și aia a fost. așa că am trecut de semn. Fruta and verdura. Ok, asta e spaniolă. O fi și în italiană, ceva similar, habar n-am. Aici din nou un punct de vânzare, ok, niște mașini parcate pe aici. Ha, în regulă, în regulă și niște iarbă în căsuța asta. Porche Porche, porche A, și ce mai avem pe aici? Se pare că avem și o plajă de data asta Ia să vedem, e decorată în vreun fel? Nu, e doar colorată Ba da, avem o decorație aici Wow, nisipul pare a fi ud Textura nisipului e una de asta De a dă impresia că e ud Ok, avem o mică terasă sus acolo A, ba nu, e să-și dus, dușurile Să-i terasă Apa nu mai e bar, mă. Credeam că-s dușuri, intri aici și te speli, dar nu e. Uh, bănuiesc eu că la masă stai și bei și aici în spate ar fi trebuit să fie o terasă sau ceva, nu știu. Uh, indiferent. E interesant, interesant. A, așa, puțin el. Mă gândesc că și aici ar fi putut să bagi o diferență de culoare, niște texturi un pic uh, schimbate. Da, e în regula. regulă, ha. E în regula. regulă. Bă, ce s de o? s de apa? Cred că apa sau de. Putem să intrăm prin apă? <sus> nu, în apă plutim. Holy shit, deci dacă ne scăpăm utilajele în apă, în apă, aia a fost. Bă, a băgat niște pietre pe aici. Asta i tare, asta e tare. Deși cumva e invers, pietrele normal se duc în partea asta, aduse de valurile alea mari. Și de fapt, la unirea apei cu nisipul sau mă, mă rog cu pământul cu solul Atunci nu avem decât nisip fin pentru că varurile bat în continuu și mărunțesc pietrele Iar astea mari mai sunt împinse pe mal și de obicei pe aici le găsim Asta așa un pic de pont de realism pentru cine se gândește să facă o hartă și vrea să pună o plajă Ce mai avem aici? Ea să vedem a, ăsta un spațiu de copii care este se de iarbă. Cine s-ar juca mai aici cu iarba asta? Am impresia că atunci când tipul ăsta a făcut harta, a umplut-o toată cu iarbă și după aia a pictat restul. Și a rămas iarba și fix pe unde el nu a mai dat cu nimica. Așa, hai să vedem și terenul ăsta agricole, cum se prezintă și dacă putem face niște lucruri interesante pe ele. Mă aștept să fie iarbă pe peste tot. Drumul se pare că nu sunt, deci între ele... iau te unele n-au nici măcar un pic de spațiu între ele, deci... De multe ori o să fertilizez la vecinul da, diferența asta aici nu prea e atât de frumoasă, sincer. Pe de altă parte ai multă iarbă, așa că poți să faci silici cât vrea mușchiuleanul tău, n-ai niciun stres. Bă, dar da, faptul că n-am un spațiu între terenuri mi se pare un pic așa, mai, că mai cam nașpa. Mai cam nașpa, hai să vedem aici dacă avem un drum ceva, că îl avem marcat. Nu, avem distanță. A, ah, ba nu, aici nu avem distanță, deci mi-arată clar că e separat, asta așa, aici avem distanță. Da, uite aici îmi apare că e marcată o distanță, dar din păcate nu o avem. Da, prea multă iarbă, deja <laughs> îți iese un, un, pic prin piele iarba asta și nu să că o da, bine este, după care ne ducem evident în oraș. Asta e care partea asta de aici, ce o fi acolo? Deci tot în față. Uh, bun, hai să ne urcăm. Și să încercăm să facem șmecheria asta. Nu, no, nu merge. Aș. Poți să mă teleportez pe lângă? Nu, decât la port. A, da, pot să vin de aici, fii atent. Hai că venim de aici. Și am modul ăsta care mă face să zbor. A, uite mă, avem și un far. Pus pe roci. În descrierea hărți scrie acolo că, practic, nu este o hartă, evident, făcută după o zonă reală, dar avem niște mushroom rocks, adică niște pietre în formă de mushroom, de ciupercă, care sunt realistice. nu știu dacă vor fi astea sau nu, dar Mm, Terraforming-ul de pe harta asta nu este tocmai realistic, mi se pare în grabă creat. Așa că conclu... A, Mushroom rocks -ul. cred că despre ăla e vorba și îl vedem noi în deportare, mă gândesc. Uite avem și o bărcuță. Hop! Lol, am trecut prin ea. Am sărit, perfect, dar am trecut prin ea și nu, nu este animată, deși este frumos construită. Păcat, nu. păcat. Da, mi se pare că este o hartă neterminată. Mi se pare că ar trebui să existe și un Ischia Farm V2, unde un pic mai multe detalii nu ar strica, dar tot să de FPS-ul. Deci niște detalii cu bun gust, adică un terraforming făcut mai realistic, niște texturi diferite, lucrurile astea nu încarcă cu FPS, cu lipsă de FPS de fapt, nu încarcă cu nimic memoria calculatorului, e pur și simplu un pic de diversitate. dar se pare că da. dacă te bagi pe Forestry și vrei Forestry e o hartă bunicică, Uh, pentru că și zonele de pădure sunt făcute în continuu la fel. Adică nu există diversitate prea multă, gen să se pare, nu știu, cu un perete de roc aici sau să ai niște lacuri în pădure sau chestii de asta, știi? E pe peste tot aceeași tematică, uh, dar dacă vrei să faci struguri și să încerci ceva nou, ei bine, harta asta este perfectă și este Unică din punctul ăsta De vedere Aveți linkul în descriere dacă vreți să o încercați și voi Vreau să o revizuez de foarte multă vreme Și da, îmi place teribil de mult că este optimizată Vedeți cât de repede merg pe aici Și se încarcă fără niciun fel de stres Bun, sper că v-a plăcut review-ul ăsta Și v-a fost de ajutor Iar până data viitoare, v-am salutat Pa, pa!